A fost accident mortal pe E85, cunoscut drept drumul morții. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața după ce duba pe care o conducea a fost lovită de două tiruri. Tragedia a avut loc pe raza județului Vrancea, iar în urma impactului devastator, șoferul autoutilitarei a rămas încarcerat. Pompierii l-au scos din mașina distrusă, dar doctorii n-au mai putut face nimic ca să-l salveze. Traficul este îngreunat în aceste momente pe durata cercetărilor făcute de polițiști.